Doamnelor și domnilor, bun găsit! Încerc să-mi regăsesc un suflu firesc în acest moment. Nu mi-e ușor pentru că sunt pe un fotoliu foarte roșu, poate, și când sunt roșu în mine, e greu să eman verde. Vreau să încep foarte simplu și să-i mulțumesc din verdele inimii mele, domnului Marcel Iureș. Ca de la verde la verde. Vă mulțumesc de invitație. Este unul dintre momentele și clipele de bucurie ale vieții mele și încerc să-mi găsesc cuvinte care să aibă putere și cădere. Mi-e greu, pentru că m-am obișnuit să practic cumva limbajul de lemn și nu verde, din păcate. Da. Serios? De lemn uscat. Am înțeles. Nu. După cum ați început, e emoționant. Și vreau să continui prin următorul lucru și este la fel de verde ceea ce vă spun. Azi noapte v-am visat, ați fost în visul meu. Și aș vrea să spun imaginea. Eram împreună în bucătărie, un loc pentru mine intim. Și, la bucătăria dumneavoastră sau a mea? Cred că era... Nu știu. O bucătărie. Și am vrut să aprind lumina. Însă n-am reușit, am încercat, comutatorul funcționa și am zis ce este. Am luat un bec. Dumneavoastră mă însoțeați în cercetarea mea de a face lumină, să spun. Am luat un bec, l-am schimbat. Am încercat din nou, nu funcționa. După care ne-am dat seama împreună că trebuia să pun ștecărul în priză. După ce am pus ștecărul în priză, s-a aprins lumina, iar dumneavoastră ați început să-mi spuneți: ce bună este mâncarea asta, mănânc puișor și este foarte bun ce mănânc. Și parcă mă îmbiați să mănânc și eu cu dumneavoastră. M-am trezit cu acest vis foarte limpede în mine. Și m-am gândit că este foarte important pentru mine ceea ce se întâmplă astăzi, întâlnirea cu dumneavoastră, și felul în care poate reușesc să mă conectez la sufletul dumneavoastră legat de comunicare. Vorbeați la un moment dat de comunicare, nu știu, cuminecare, împărtășanie, să putem să împărtășim, pentru că altfel suntem, nu știu, societatea noastră, asta poate este unul dintre trăirile mele, mă simt uneori înstrăinat, însingurat, încapsulat, separat de mine însumi. Cum vi se pare ceea ce v-am spus? Mai ales seamănă cu ce trăim. Pare bizar, dar se întâmplă multora. E și motivul pentru care suntem ahtiați să ne întâlnim și să vorbim. Măcar să vorbim, dacă nu cumva să facem ceva mai mult, adică să facem ceva împreună. Sunt atâtea lucruri de făcut împreună, dar... E un exercițiu să vorbești, să porți un dialog în care baza să fie totuși argumentul, comunicarea de adevăratele, nu doar emisie de vorbe. Da, da. Cred că e important. Și atunci, cred că putem, deja am deschis ferestrele, nu? Putem să ne dăm mâna și să începem să vorbim despre orice, nu despre izolare. Nu despre izolare nu cred că trebuie să vorbim, pentru că, de fapt, e o iluzie. Izolare e o mare iluzie. Legat de izolare, m-am întrebat, atunci când un necunoscut, să spunem, pentru dumneavoastră, încearcă să comunice cu dumneavoastră, îi simțiți freamătul, îi simțiți neliniștea, simțiți nevoia lui de a face frumos, de a fi, nu știu, ornamentat intelectual, de a pune întrebările cele mai aparte sau știu și eu. Mi-am pus eu întrebarea asta. E greu la prima vedere. E greu. Și e o temă
care dacă nu are o rezonanță în timp, e greu și de comentat. Mm-hmm. Adică atunci când întâlnești un om, dincolo de gestul ăsta stupid de a da mâna, care n-are nicio explicație, eu nu știu, dar o facem. E aproape inconștient. Mm-hmm. Se consumă un pachet de convenții, după care, dacă mai ai timp, ai energie, dacă ești destul de deschis, poți sta de vorbă, adică poți adânci relația. Se întâmplă extrem de rar. Din nefericire, se întâmplă din ce în ce mai rar și cu consecințe grele, chiar în spații foarte mici. Vorbesc de cel familial, de spațiu chiar mental, chiar sufletesc, din păcate. Pentru că nu se întâmplă la modul real între doi oameni, sau trei, sau patru, sau cinci, nu știu. Omul este înclinat, sau dacă vreți, e împins cumva de o nevoie, să se naște o nevoie, să înlocuiască, ori cu o fantaxie, cum zice Caragiale, ori cu televiziune, ori cu entertainment, ori cu un film, ori cu propria lui imaginație. Jumătate din ce credem despre ceilalți este o umplutură la care lucrăm din greu. Am avut o discuție pe tema asta cu un străin care avea păreri după 2 ore de stat în România. Zic, încearcă să faci exercițiul ăsta. Asta faci tot timpul, oriunde te duci. Da, mă informez, am internet, am telefon în buzunar, zic, bun. Data viitoare, când te duci oriunde, când te duci în Franța, când te duci în America, încearcă să înfrânezi impulsul ăsta de a avea opinii și păreri înainte de a vedea sau a da mâna cu cineva sau a-l îmbrățișa. Asta are un sens. E lucru greu. Da. E lucru da, greu. Da, pentru că a ajuns aproape obligatorie o atitudine. Mm-hmm. Atitudinea se naște după un proces destul de dens așa și greu. Nu poți avea odorong-tronc cu atitudine și o părere despre cineva. Mai ales că în 99% din cazuri părerile sunt induse. Da. Avem nevoie să ne apărăm prin această umplutură de care vorbeați. E ca un gard în jurul nostru, după două ore cred. Umplem. Nu cred. Nu cred că să nu ne ia vântul, ne dăm importanță. E optimist ceea ce spuneți. Legitimăm un fel de a viețui, da, e optimist. Da, în lipsa vieții. Și atunci o umplem cu păreri, cu idei, cu fantaxii, cu iluzii. Da. În lipsa vieții. Fantezii. Da, în lipsa vieții. Așa cred. Adică îmi permit să zic lucrurile astea pentru că, într-un fel, golul pe care eu trebuie să-l umplu, vorbesc de personaj, da, mă obligă cumva la o muncă, e adevărat, de altă natură decât fantaxia, da. Dar e o materie pe care eu o arăt pe scenă. Nu exprim o opinie. Fac un personaj, îl joc. Pare că seamănă procesul, dar nu e același. Când vorbeați, seamănă ideea de gol cu ideea de... Cred că miza este relația dintre persona, mască și personaj. Mi-a venit, sigur, din ceea ce știu eu din psihologie legat de Carl Gustav Jung și de ideea că noi suntem măști și câtă vreme nu reușim să trecem dincolo de propriile noastre măști, suntem condamnați la o viață în nefericire. Iar societatea, ca sistem perfect organizat de menținerea măștilor, ne crucifică în măștile noastre. Și mă gândeam la ceea ce a spus înainte, nu? La personaj. Da. Practic, procesul pare similar sau este un revers al lucrurilor. Dacă eu nu-mi ies din personajul meu, din viață, n-am nicio șansă și ajung
mă mortific treptat, mă mortific treptat și ajung să stau numai pe o canapea roșie cu plastic în jurul meu. Poate asta s-a și întâmplat deja, nu știu. Da, 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 da. Nu cred că n-o să stăți puțin sever aici. Vedeți că e foarte greu să faci ordine, chiar la nivel de vorbe, la nivel de dialog, da, între persoană care este forma supremă, da? Să zicem, psihofilozofic vorbind, a ceea ce ai idei de om. Da. Da, e cum se cheamă? Ceea ce e el, de fapt. Persoana. Da. Personajul este ceva la care lucrezi. Îl creezi. Da. Aici apare, se furișează puțin ideea de creație trufașă a omului, a artiștului, a actorului. Da. E foarte mult de vorbit în zona asta. E foarte este mult, enorm, da, de vorbit. Da, da. Nevoie, pentru că e vorba de o nevoie, nu? Presupune trudă mare. Trudă mare, 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 mare. Cu pierderi, cu câștiguri, cu poticneli, cu sudoare multă, cu spaime. Adică, practic, nu faci decât să torni din ce reții, ce ai în tine, în bagaje, într-o formă, că îi dai mișcare, îi dai un sens. Pritocim viața, cum ar veni. O torn din tine într-o formă scrisă de altcineva, pe care o torn rămâne și în tine, că nu poți spăla paharul ăsta interior să strălucească de fiecare dată. El rămâne pătat, rămâne cu urme, rămâne cu mirosuri, rămâne cu, mă rog, multe. Un pahar cu urme, da, și cu mirosuri. Poate să fie de cristal, poate să fie de ce vreți. Rămâne. Pentru că trece ceva pe el. Știți cum e? E ca la regii care beau și mănâncă din aur. Cu furculițe și cuțite din aur. Din farfurii de aur și beau din pocale de aur. Da? De ce? Pentru că ceva infinitezibal rămâne în el. Da. Și uneori ajunge să ni se umple paharul. Da. Da. Sau avem un pahar umplut mental în permanență, fără să mai primim nimic, fără niciun fel de flux, suntem înnecați în noi înșine. Înnecați în noi înșine, nici nu putem să strigăm. În timp ce vorbeați despre alchimia creierii unui personaj, mi-a venit în minte, sigur, din nou... Nu, e doar mecanica. Nu, alchimia nu poate fi pusă. E doar partea mecanică. Partea mecanică? Atât. Turnăm dintr-un vas în altul. Da. Și le etichetăm în funcție de ce ni se pare că e valabil. Sau credem noi. Sau de ce a scris autorul. Da. Dar alchimia e mult mai grea și practic e indescriptibilă. E imposibil. Asta e și efortul care de multe ori stârnește zâmbete. Să descrii un proces, da, da, pe care nu poți pune mâna. Ești martorul unui rol sau unui spectacol, chiar din interior. Pentru că omul actorul nu încetează să fie dublu, uneori chiar triplu. Dar nu poți descrie cum s-a întâmplat. Ce ți-a venit să te ridici pe vârful picioarelor? Da. În Hamlet sau în Caligula. Serios, n-ai cum. Adică poți inventa, dar e... Nu e regulă. Să-i descrii unui acum ai găsit tu nuanța și... Poate ai găsit-o pentru că erai beat la un moment dat. Serios? Sau erai nefericit sau... Nu știu, ai citit două pasaje din Plotin. Habar n-am. Sunt foarte multe lucruri care vin la întâlnire aici. Mi-a venit întrebarea. Vă surprindeți pe dumneavoastră înși vă uneori atunci când
De pildă, vă ridicați pe vârful picioarelor? Da, e surprinzător, mai ales când depășești o anumită vârstă. Sigur, să te nas pe vârful picioarelor, da, devine o performanță în sine, da, e adevărat. Da. Da, înțeleg ce mă întrebați. Cam despre asta e vorba. Să poți să te surprinzi. E o formă de alpinism pe loc, fără coardă, fără piolet, în speranța că vezi un pic mai mult. Da. Ca să-ți faci o idee, ca să-ți faci o părere, ca să comunici o impresie, ca să te simți bine. Că pe lista asta cu deceuri e infinit. Sunt multe lucruri din astea. Da. Vreau să vă întreb și să mă întreb legat de bogăția unei întâlniri. Cred că o viață e până la urmă marcată prin succesiunea de întâlniri destinale, fundamentale, întâlniri cu oameni mari pentru fiecare dintre noi. Ați putut să vă întâlniți de la Amza Pelea până la, nu știu, Morgan Freeman. Și mă întreb, ați simțit în acest ambitus foarte mare de întâlniri, discontinuități, cu alte cuvinte, un Morgan Freeman uneori a fost prea grăbit prin context ca să se poată întâlni cu dumneavoastră profund, pe când un Amza Pelea întotdeauna a fost lângă dumneavoastră, sau, în fine, un Lucian Georgescu, știu că, sau... Amza e aici. Da. A fost aici, e în continuare aici. L-am văzut trecând, m-am întâlnit cu el, am dat și mâna de vreo două ori. Era cumva în direct, fără să fie cu mine. Cu Morgan Freeman am stat două săptămâni într-un film, Hoz de Onoare, mă rog, cu Banderas, mă rog. Și culmea e că în acel episod foarte mic, vorbesc de timp, de cât am stat împreună, așteptând să ne cheme la cadru, ne-am comparat durerile de spate, și el înalt, și eu sunt înalt, și el e cocârjat, și eu la fel. V-ați comparat durerile? O întâlnire, da. Da, da. Beam cam aceleași ceaiuri ca să ne revenim. Întâlniri, diverse grade, de diverse intensități. Da. Cum simțiți o astfel de întâlnire? Mi s-a părut, ceea ce mi-ați spus, foarte firesc. Ne doare spatele, este simplu uman. Da. Da. E de-a dreptul. E de-a dreptul. Pur și simplu, n-ai ce să zici. E ca în familie. Mi-a venit să vă întreb dacă pe Tom Cruise îl doare spatele sau... îl doare și pe el. Pe toți ne doare spatele, pentru că e o meserie care solicită foarte mult sistemul osos, în special coloana vertebrală. Pentru că stăm foarte mult în picioare, stăm în așteptare. Da, da, da. Asta e situația. Îți poți câștiga existența și stând în picioare. Și așteptând să te cheme, să te filmeze. Dar e plăcut. Cam trei sferturi din perioada în care muncesc la filme, cu asta mă ocup. Cu statul în picioare, așteptatul să fiu chemat, mă uit la text, mai cer o cafea, un ceai, o apă. Asta e. Dacă nu, mă mai duc la rulotă, cu textul după mine, evident, cu asistenții sau asistentul. Asta e. În ideea că în alea două minute, cinci minute de film, exprim ce
cred eu despre rolul ăla și de, utilizând textul ăla. Asta e. Da, da. Restul nu se vede și nici nu poate fi descris. Oricum, e o meserie, mă refer la cea de film, la actoria de film. E o zonă, conține o foarte mare zonă din punct de vedere artistic și uman artistic. Conține o doză mare de convulsie. E convulsivă. Și o convulsie pe o perioadă de timp foarte, foarte mare. Pentru că eu trebuie să țin minte temperatura la care am jucat în secvența asta sau în interiorul secvenței astea și să țin cont de ea peste o lună jumătate când filmez ori continuarea, da, care ar închide cumva subiectul ăsta, ori să încep una care e legată dramaturgic de ce am făcut înainte. Deci trebuie să-mi provoc această stare și această convulsie peste o lună jumătate. În teatru e mai simplu, pare mai oricum mai simplu, pentru că e mai unitar. În două ore jumătate sau o oră, depinde cât de lung e spectacol, e fluentă. Se închide. După o oră jumătate, două, personajul se închide. Asta e. Dar e continuu. Două ore. Dacă mutăm personajul ăsta în film, durează 3 luni, să zicem, și începe în martie și se sfârșește în august sau în iulie. Dispersie foarte mare. Trebuie să ții unitatea acestei povești și a personajului în această poveste coerentă, da, la aceeași temperatură, 3 luni, 4 luni. Un efort de conținere, ca un recipient care încearcă să adune părți. Exact, nu trebuie să te spargi în perioada asta, da, trebuie să ai, da. Să ai mereu conținutul ăla. Asta e. Se mai întâmplă... Nu m-a pus nimeni, eu mi-am ales singur treaba asta. Nu v-a pus nimeni. Da, nu știu, stelele, mama, habar n-am. Da, da. V-ați gândit la vreodată la vreun destin alternativ legat de stele, legat de... Nu știu dacă am o dublă vocație. Mm-hmm. Nu știu. Mm-hmm. Asta nu înseamnă că n-am crezut ca orice tânăr că pot face orice între 17 și 22, 23 de ani. Am crezut că pot face orice. Mi-a adus multe câștiguri părerea asta despre mine. Adică am muncit enorm fără să fac mare lucru. Adică m-am antrenat foarte mult, am citit enorm și din psihologie și din anatomie, fiziologie, filozofie. Și ați citit de vreme. Ați citit de vreme. Am citit foarte devreme, da. Foarte devreme. De asta zic că nu mi-a folosit la nimic, pentru că n-am înțeles la vremea mare lucru și a trebuit să reiau aproape totul. Am citit mult prea devreme existențialiști, Jaspers, Pascal. Sunt curios, mult prea devreme, cronologic, ce însemna? Mult, mult, 15 ani, 16 ani. 15 ani. Dostoevski, Tolstoi și astea multe, 17, 18, 19 ani. Era cu fior. Ala a fost câștigul. Da. Care pe structura mea, care s-a mai limpezit pe măsură ce m-am maturizat, că bărbații se maturizează foarte târziu. E demonstrat fiziologic. Anatomic. Mi-am dat seama că am exersat un tip de sensibilitate și de înfiorare, ca să-i zic așa, care mi-a folosit în viață. Adică recunosc, asta mereu și spun că nu înțeleg și nu pot face planuri, da, decât dacă simt că mă doare ceva sau mă emoționez sau ceva din zona asta.
Nu sunt un om care să se ghideze după reguli, concepte și așa. Pot să recunosc o idee, o regulă, dar nu mă ghidez după ea. Vă ascultați? Nici nu respect. Vă ascultați trupul? Cumva? Da, instinctul. Instinctul, intuiția, emoțiile, presimțirea. Da, da. E important să presimți. Mă rog, părerea mea este că presimțirea e forma supremă de cunoaștere. Da. Pentru că nu-i mijlocită metodic de ceva. Nu poți descrie cum presimți. Da. Poți eventual arăta sau poți să simți tu presimțirea aia. Dar nu poți să faci o teorie din chestia asta. Da. Mă rog, eu nu pot. Sunt oameni care își descriu și viziunile și nu știu, așa zisele transmisii supra conștiente. Nu știu. De ce? O altă poveste. Eu aflu întotdeauna mai târziu de ce mi s-a întâmplat sau de ce am făcut un lucru. Întotdeauna mai târziu. Uneori ani de zile mai târziu. Ani de zile mai târziu? Da, ani da, de zile serios. Mai târziu, da? Sunt unele, apropo de vise, da. Sunt unele, hai să le zicem, transmisii sau așezări, aterizări în mine. Că-s idei, că-s imagini, că-s culori, că sunt sunete, că sunt întâmplări, toate au valoarea unei fulgurații, evident. Le recunosc după 5 luni, 5 ani, poate 15 ani. 15 ani, da? Și da, puteți, da, să, puteți să e, dați e bizar, sens pentru atunci. Că nu fac efort. Nu cred că poate avea cineva tehnica asta să-și țină minte un vis și să-l urmărească ca sens, ca emoție 5 ani sau 7 ani. Dar se stochează undeva și face cucu sau ding-dong și zic, a, stai un pic, asta am visat-o când aveam 19 ani. Era tot așa, cu fum, cu o mișcare, nemișcare, cu un vapor care se rostogolea pe o câmpie verde, nemișcare, cine poate explica asta? Mișcare, nemișcare, cu o stare de speranță și de teamă în același timp că vaporul ăla o să se prăbușească pe o câmpie verde. E o nebunie, da? O nebunie cu... nu, probabil că numai o nebunie poate să fie semnificativă în acest grad, cu această densitate. Da, trăiești cu ele, nu faci un caz din asta. Dar teoretizăm acum, vă dați seama, vorbim ca de la om la om. Nu devenim serioși pe lucruri. Eu cel puțin, trebuie râs. Da. Trebuie râs despre asta, de asta. Reușiți să fiți, să-l spun neserios? Să nu luați mi-am propus serios. Bine, nu în sensul rău. Efortul ăsta de a te face, de a te înălța pe vârful picioarelor, pe un scaun, pe un gard, de a te umple, de a alchimiza, cum spuneați, îți lasă pe în tine o chestie grea, o chestie serioasă. Da. De parcă te-ar fi pus cineva, ți-ai fi îndeplinit o misiune. Ori asta se face cu drag, cu pasiune, cu așa vrei tu. Da. De ce trebuie să te dai așa important? De ce ne dăm așa dispare, de important? Dispare relaxarea. E ceva în zona chiar a intelectualilor care își pierd umorul. Da, devin mulți posaci. Sunt deținătorul, am un cufăr cu diamante. Eu sunt un cufăr cu diamante. Vă rog foarte mult să nu zâmbiți în prezența mea, pentru că se strică caratele aici. Da. Nu e vorba despre asta. Noi trăim cu sau fără diamante, tot oameni se ne numim.
E adevărat, vine unul și spune, ăsta e un om cu diamant. Ăsta nu e cu diamant, ăsta e doar cu un diamant, ăsta e cu lemn. Și așa mai departe. Dar chiar mi-am propus la un moment dat să nu mai trăiesc importanța prin prisma, sau dacă pot să zic asta, așa, prin prisma valorii, ideilor care sunt ale tuturor. Faptul că le-am descoperit și m-am bucurat de ele și pot vorbi despre, despre zona asta, nu-mi dă drept, foarte serios așa și important. Da. De ce? E o lecție pentru fiecare dintre noi, dar e foarte greu să-ți păstrezi o minimă distanță față de tine ca să poți să te vezi și să încerci să te joci eventual, să te joci cu tine, pentru că seriozitatea aceasta, nu știu, densități și greutăți de plumb apasă și creează durere de spate, da, în sine. Da, vedeți, dacă sari în zona cealaltă, dacă sari în zona de care râde și plânge în același timp Caragiale, te trezești într-o mare capcană. Râzi prostește și tâmp așa, inept de orice, numai ca să nu fii serios. Da. Seriozitatea nu ține de postura omului neapărat. Da, da. Știi ce spun? Da. Ține de, dacă vreți, de libertatea lui. De cât își îngăduie el să fie om, să fie slab, să fie, în același timp, să fie îndrăzneț, să scormonească, să fie curios, dar deschis. Cred că seriozitatea ține de deschiderea omului. De deschidere, da. Nu se confundă cu veselia. Veselia e o altă poveste. Da? Vă propun, domnule Marcel Iureș, să o invităm alături de noi pe doamna Irena Talaban. Aha. Păi să o invităm. Da. Vă rugăm, doamnă. Vă așteptăm cu drag. Mă invitați în bucătărie? Vă. Să rămână. Ne doare spatele. Aoleu, dar ce mă doare spatele? Ce te doare? Rulul meu e un buchet de flori și o scrisoare nepierdută pe care tu nu o pierzi. Tu vorbești serios? Eu nu vorbesc niciodată serios. Mama mea, uite, exact astea sunt capcanele în care poți deveni serios. Când brusc devii foarte serios. Doamne, e o scrisoare bucuroasă. Da? Cred da, eu, da, nu știu. Da, nu știu. Da. Vrei să o citesc acum în direct? Nu știu, faci cum vrei. Faci cum vrei. Da, 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 da. Wow. Nu zic nimic, nu. Nu. Că a însemnat să vorbesc, să fiu purtătorul de cuvânt al unui... Da, e o dedublare, chiar de triplare. Asta înseamnă că... Bun. Mulțumesc frumos. Foarte frumos. Ia uite ce frumos. Să fii actor român și să joci Ivan Turbică nu e ușor, dar e în sânge. Cum sună asta? E în sânge? E în sânge? Da. Sună... Uite dacă aș... Dacă aș sună și ca în bucătărie. Aș acum pe ideea de seriozitate, aș lua la analizat. Pentru că Turbinca e bogumilic. E scris de Creangă, un epileptic, da? Scris despre cum să spun? E în zona bogumilică, în care orice bogumil serios... râdea de creație, râdea de ideea de cum se cheamă, mister a nașterii lui Hristos din femeie și așa mai departe. E dură. Eu am în sânge atunci. Perfect. Da. S-ai născut cu ea, adică. Wow, nu, gata. E de studiat. Am să studiez. Am să studiez. Deci vorbim de, asta pot să zic, membrii Asociației de Consiliere și Psihoterapie Psihanalitică din București.
Mamă. Este din zona de care am vorbit, cumva, de persona, personaj, psihologie, psihoterapie și faptul că, până la urmă, suntem sub auspiciile unei facultăți de psihologie, practic, găzduiți și, fără să vreau, m-am gândit la în derivă și la ceea ce ați făcut, ceea ce ați făcut pentru... Pentru că până la personajul Andrei Poenaru, despre psihoterapeut, pe Dâmbovița, să spun așa, ce se știa sau nu exista o imagine atât de articulată. E foarte, da? E foarte important, da? Da, așa cred. Asta deja e important ce spuneți, pentru că... E foarte greu să joci un terapeut. De ce? Vă zic acum din experiență. Un foarte mare rol, cred, în a-l reprezenta cumva, altă vorbă nu am, că nu poți să-l joci, îl reprezinți cumva. Oare ascultatul? Să înțelegi, e un tip de conexiune, de intrat în relație cu un om care susține că nu e în regulă. Asta poți face și cu un prieten, poți să faci cu propriul copil, poți să faci cu oricine. Da, scrie pe tine terapeut. La ce se referă chestia? La ce se referă? Ori, noi ca experienți, vorbesc acum de actori, se potrivește cu mult mai bine chiar românilor, publicului larg. Avem puține referințe. Sigur. Avem puțină speranță de a fi conseiați în zona inteligentă, în zona, cum să spun, constructivă. Și atunci o iei pe cont propriu. Întâmplător am avut șansa și norocul să... Am preocuparea asta de multă vreme, cum spuneam mai devreme, am citit destul de mult. Irena e aici, am tras cumva mai în joacă, mai în serios la căruța asta cu psihologie, cărți foarte multe, am și meditat, nu? Am și discutat. Da, am discutat enorm, zile, nopți, da. Serios, adică învățam carte și m-am trezit că mi-a folosit treaba asta. De ce? Înțeleg terminologia, da? În foarte mare măsură, sau poate nu foarte mare, doar mare măsură. Nu mă intimidează, nu știu despre ce e vorba. Da. Dar, pe de altă parte, din punct de vedere actoricesc, pare că n-ai mare lucru de făcut. Nu dai din mâini, nu strângi pe nimeni de gât, nu explodează nicio bombă, nu cad avioane... Ce faci? Îl asculți pe ăla. Deci e o constrângere teribilă în a juca la... Asta e regula televiziunii, mai ca orice serial, este să joci aici, la prim plan. Și atunci există un limbaj și al corpului și al feței pe care, din păcate, nu l-am învățat, nu mi-a spus nimeni. Dar se pare că m-au ajutat lecturile și un anume fel de îngăduință. Nu? Că trebuie totuși să fii îngăduitor față de omul cu care vorbești, față de tine, și o iei conform, cum ziceam, bunului meu obicei, de a simți emoții, un tip de compasiune, de empatie, de ceva, un fior comun. Dar poate te-au ajutat și celelalte personaje. Da, da.
în rolul ăsta. Da. Corect. Vedeți, tipul ăsta de conversație mi se pare potrivit pentru terapie, pentru o... În fond, credeți-mă, vă spun că sunteți de meserie, mari psihologi, terapeuți, în fine. Nu, vine vorba. Dacă vine vorba, cu mare actor de vorbă. Așa. Orice întâlnire adevărată, reală, da? Cu ferestrele deschise, ca să vă dau satisfacție, pronunț cuvântul terapie. Ne vindecăm unii pe ceilalți, da? De singurătate, de propriile noastre fantaxii, da, de imaginații, de fanteziile noastre, care sunt fie cenușii, fie negre, fie maro, rare ori sunt blue ciel sau verde crud. În cel mai bun caz sunt galbene. Și în zona asta am încercat să duc rolul. O conversație. E adevărat, poate că nu mi-a ieșit întotdeauna pauzele. De ce? Aici îi apare componenta asta tehnică de producție, apare tehnologia, productivitatea. Trebuie să spui într-un anume timp lucrul ăla. Da, da. Deci trebuie să ai compasiune cam 5 secunde dintr-un minut, după care următor minut, poate 3. Aici începe nebunia. Și, da, mă rog, cred că m-am descurcat. Cred că a fost în regulă. Da. Sigur că trăim într-o lume în care încă se numește boală nefericirea, lipsa optimismului, zona inutilă, că e socială, că e într-o uzină, că e într-un corporate, că e nu știu unde, da? Singurătatea. Sunt percepute ca anomalii. Dar astea sunt conținute, sunt în bagajul omului. Sigur, sigur. Omul trebuie să fie și singur, nu poate să stea la nesfârșit, să fie într-o fericire sau într-o conexiune non-stop, pentru că dă mâna aia l-altă, să țăcănește. Da, da. Mă întrebam, oare ați fi putut ajunge în psihologie și urma calea psihologiei, pentru că a fost o posibilitate, înțeleg? Am încercat, da, chiar m-am dus departe în zona asta. Și mă gândeam la cred că mă dădeau afară de pe oriunde. Vă dădeau afară? Da, dacă ajungeam. E un pic exagerat. Mă rog, bun, exagerez, da. Erai foarte bun pentru chestia asta, dar la un moment dat... Nu, am să zic de ce. Că noi am mai vorbit despre noi am mai astea. Vorbit, da. Nu somn de metodă. Cred foarte mult în improvizație. Cred foarte mult în însoțirea până la moarte a suferinței. Așa cred eu. Și atunci am înțeles destul de repede că n-ai soluție. Dacă vrei să rămâi în viață, nu trebuie să faci psiholog. La un moment dat, nu cu tine am vorbit. N-am vorbit. Am vorbit cu un domn foarte deschis și i-am spus, la rigoare foarte mare, atunci când un om vine la tine, n-ai cum să-l ajuți decât dacă scoți din tine, înlocuiești tot, lucru imposibil, dar ăștia-s termenii în care percep eu treaba asta. Da, asta e o nebunie, nu-ți cere nimeni ca terapeut să faci așa ceva. Păi știu, dar asta e imaginea mea despre relația între un terapeut și un pacient.
Și atunci m-am dat deoparte. Da. Am înțeles după aia că e doar o, e o formă, cum să spun, o sete de abis a mea. Ceea ce n-are legătură cu viața și cu, că totuși terapeutul ăla poate să moară ca să, ca să-l salveze pe celălalt. Bă, când vă auzeam, m-am gândit că dimpotrivă ați fi fost un mare psihoterapeut care își asumă exact acest risc ultim. În, da? Da, în rest stăm cu o, cum să zic, reticență defensivă în fața acestor tentații de a merge în suferință până la capăt cu celălalt. Că da, doar da, trebuie să fim și industriași la un moment dat. Nu cred că e bine. Nu e bine. Păi, nu e bine. Nu e bine. Păi știi tu, să faci teatru e să faci psihologie în alt fel. Într-un fel, da. Într-un fel. Și, uneori, cam și, în toate felurile. Da. Nu? Și pe mine mă acuză multă lume că fac teatru în ședințele de terapie. Ceea ce nu este adevărat, pentru că... Da. Dar... cred că să faci teatru este să faci psihologii, pentru că psihologiile sunt multe. Și spuneți asta în condițiile în care sunteți un terapeut, un psihoterapeut, da, care a avut deschiderea să meargă către etnopsihanaliză și să simtă freamătul lui Toby Nathan, de exemplu, sau unor oameni foarte vii care au lăsat exact ce spuneați dumneavoastră. N-au metodă cum ar veni, s-au scuturat de orice metodă ca să revină, să reviziteze sursa lucrurilor. Și ăsta nu-i puțin. Poate nu de aceea, iată, ați citit împreună psihologie, pentru că... E ceva care... am încercat să vorbesc cu câțiva oameni care nu sunt terapeuți. Da, e ceva ce m-a încercat, e al naturii lucru, în timp ce jucam rolul terapeutului. Pur și simplu, mă gândeam la altceva. E ceva ce mintea îmi livra. Toată lumea a zis că e ok și da? Am spus, zic, nu, dacă mă întrebați, mă gândeam la cu totul și cu totul altceva. Da, te gândeai la ceva. Doar că era un film, nu era o fantezie, nu, era tocmai, o nebunie. Tocmai, era tocmai, ceva tocmai. Care era sigur. Pe profundă pe legătură, sigur, dar sigur. N-avea legătură cu ce vorbea. Eu nu-l mai ascultam pe omul ăla. Da. Se năștea o realitate paralelă, e adevărat, în mintea mea, dar care rima cu... Da. Păi, evident, ar trebui să vorbim altfel sigur. Despre comunicare. Nu? Chiar dacă e într-un proces calculat, cum e terapie, e totuși un calcul, are o schemă. Nu? Da și nu. Da și nu, uite, vezi? Și atunci... El făcea asociații libere. Da, cât ne permitem se pune situația asta în calcul, nu se pune... Îți amintești? Pentru că eu am făcut un lucru destul de atipic. Nu mi-am notat nicio secundă, în niciunul din episoade, nimic. Am lăsat să se presupună că el își face o sinteză a fiecarei ședințe, da? Și pe baza acelor sinteze pe care noi nu le vedem scriindu-le, înaintează. De ce am făcut asta? Pentru că în sezonul 1, în primele 45 de episoade, se spune că este imens ca terapeut. Da, da, e o prezentare. Da, 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 da. Cu acolade, cu trimiteri, cu săgeți, cu încercuiri și așa mai departe. Aici nu mai face strategii. Mulți mi-au reproșat asta. Lipsește ceva din portretul vizibil, că trebuie să arăți. Ți-au reproșat că nu iei note? Sau da, că nu iau note, că nu mă... Stai, domne, totuși arată-mi că ești... Ți-au reproșat?
că nu e notă. Da, este lucru autentic și scrie în tine, nu scrie pe hârtie. Asta este un psihoterapeut mare. Problema este că la o anumită vârstă, iar psihoterapeutul din acest film pe trei continente, cinci meridiane și nu știu în câte limbi, el are o anumită experiență, are o anumită vârstă. Nu e un tânăr care a ieșit acum din școli și tocmai. Deci, la o anumită vârstă, nu mai iei note ca atunci când debutezi, când eventual te mai gândești după aia, îți faci niște note, poate, nu știu, dar nu mai iei note. Da. Ne-am mai vorbit odată când te-am întrebat de... Și ai sărit în sus. Eu am sărit în sus. Mi-a dat o mare satisfacție. Ah, bun. Deci în sensul bun al cuvântului. Cu limitele deontologice. Da, mi-amintesc foarte bine discuții. E, practic, tema de rezonanță, adică tema de bază a conflictului între el și formatoarea lui. Și luatul lui razna în materie de terapie. Pentru că el asta face, o cam ia razna. Într-un fel. Da, el adică se... Adică își permite... Așa. Își permite să își arate emoțiile, să compătimească la vedere... chiar să bruscheze pacientul. Da. Am avut multe discuții, chiar pe platou. Că eu aș fi vrut să mă duc mai departe un pic în zona asta. Păi ai fi putut, pentru că își permite să fie om. Da. Sigur, scrie pe el terapeut. Dar e om căruia e frică. Bineînțeles. Nu știe, duce grijă și a lui și a mea și a copiilor și a metafizicii și a meseriei. Duce toată grija. Da. Vine codul și îmi spune: n-ai voie să fii obosit, n-ai voie să-i arăți că aia, n-ai voie să ai emoții, nu ai voie să dai sugestii, nu știu cum. Dar cine ți-a spus bun, și eu din mine ce mai rămâne? Aia nu e voie, că îmi fac meseria uitându-mă în permanență pe o listă cu interdicții, cu nu ai voie. Păi, mai bine punem o casetă. Sau edităm un disc, nu? Un CD cu, și ne terapeutizăm cu CD-ul sau cu, pe cu internet. Cu vocile alea sintetice sau nu știu exact. Cum sunt. E perfect. În sine asta este miza, să-ți permiți sunt să fiu trist. Om. Și apeși, dai click și spune: dom'le, aveți patru variante. Ori... Alegeți una. Ați greșit. Nu e bine. B. Da. Nu există tristețe. Păi asta e examen de circulație, nu permisul de șofer. Da, nu e nicio alchimie, nu e nicio nimic. E prin îngemânare. Da. Da. Prin îngemânare. Fără acest gen de schematism mecanicist, că vorbeam de mecanică. Ce alchimie? Mecanică, nu figura caricaturală a psihoterapeutului într-o ramă deontologică care nu servește la ceva uman. Nu, rupe din tine exact ceea ce ați simțit.